onorată asistență, distinși și invitați de onoare, dragi cei mici părinte, dragi consilieri. Cu emoție și bucurie vă spun că este un privilegiu pentru mine, pentru că nu s-a scăpat. Ala, nu e zis. Este un privilegiu pentru mine să vă adresez câteva cuvinte acum, când în lăcașul Sfânt al comunității noastre din Hâmbrești, deci în Sfânta noastră biserică, se desfășoară un eveniment cultural și spiritual menit să dea lumină valorilor culturale și spirituale care au însoțit și au dat putere strămoșilor noștri, părinților noștri, ca să dăinuie în timp pe acest meleag mușatin, binecuvântat de Dumnezeu. Și pentru că suntem împreună și iată și soarele se bucură și ne dă posibilitatea să arătăm mai frumoși decât ne așteptam ca urmarea a ceea ce a fost mai acum, rugăm pe Părintele Dan, Turcu, să binecuvinteze această întâlnire a noastră. Atunci să ne rugăm. Eu am văzut în părintele. Ne rugăm împreună în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, te rugăm să binecuvintești, să ne înțelepțești pe noi cei prezenți la această întâlnire, că sfântești și toate le sfințești, iar noi mările să lăsăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Bine ați venit! Bine ați găsit! Cu deosebit respect, în numele organizatorilor acestui eveniment, adresez cele mai calde și sincere mulțumiri invitaților de onoare care au binevoit să fie alături de noi la lansarea cărții Hâmbrești, meleagul mușatin. Îl avem prezent în mijlocul nostru pe domnul profesor Grigore Crucanu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și redactor șef al revistei literare și literatură și cultură Dor de Infinit, din București, revista. Îl avem prezent aici pe doamna Elena Mirolescu. Doamna Marilena Dumitrescu Ienescu, redactor șef. De la Iași. Avem prezentă pe doamna Elena, doamna profesoară Elena Mândru, al Societății Scriitorilor Fără Frontiere, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al Uniunii Naționale a Epigramiștilor din România.
doamna Apetroa, profesoară Apetroie. Redactă a venit Moldova literară. Prezentă avem prezent delegația din Republica Moldova, care reprezintă cenaclul literar artistic Suflet de Poet, ce funcționează sub egida Casei Limbii Române. De asemenea, pe doamna Viorica Mazuric, pe doamna Liliana Cașin și doamna muzicolog Ana Gorgian. Avem prezenți și reprezentanții administrației locale în public. În public, care reprezintă în public, reprezentanți ai școlii din Bunești Oțeleni. Aceleași mulțumiri, nu în ultimul rând, le adresez dumneavoastră, care ați binevoit să fiți, să fim împreună, să arătăm celor care au venit de departe, că noi știm să dăm, să acordăm recunoștința necesară celor care ne-au dat viață și care ne-au dat această misiune ca să îi cinstim cum se cuvine peste an. Tuturor vă mulțumim pentru acest lucru. Întrucât toată activitatea aceasta se desfășoară într-o atmosferă de înalt, german spirit patriotic, și necesită scoaterea în evidență a mesajelor pe care noi le rostim prin vorbire, le rostim prin clas, prin cânt. L-avem aici prezent și pe domnul scriitor Nicolae Piț, care de la București, care a venit în colaborare cu sau împreună cu domnul profesor Grigore Bocan. Dânsul va asigura și coloana sonoră a mai multor intervenții care se vor face pe timpul, pe parcursul acestei intervenții. Pentru noi este, pentru noi, pentru știmii, acest eveniment are mai multe semnificații. Cea mai evidentă semnificație este aceea, este pentru prima oară când un grup o mână de fii ai statului au reușit să-și dea mâna și să se mobilizeze pentru a reda, a elabora și a așeza în pagină gândurile lor frumoase pentru cei care au dăinuit pe acest meleag în șatin. Această valoare supremă, învățătoare creștină, de a cinsti pe toți cei care s-au jertfit cu acte de jertfenicie, au făcut cele cuvenite pentru afirmarea comunității, pentru afirmarea localității, pentru afirmarea zonei. Și pentru că acest lucru, colegii din, cu care cărora m-am alăturat, am văzut că dumnealor au avut puterea și să spun, mai multă capacitate decât dată de către Dumnezeu de a-și așeza în pagină cu talent gândurile și sentimentele dumneavoastră, am socotit că este admis ca pe lângă talent, talentul respectiv pe care îl scoatem în evidență și cunoștințele căpătate din alte domenii ale culturii sunt deopotrivă primite și permit evidențierea scopurile pe care noi l-am urmărit în această lucrare. Noi trăim bucuria întâlnirii cu Hândreștiul de altă dată, cu Hândreștiul de ieri, cu Hândreștiul de astăzi și ne rugăm celui de sus, am fost și binecuvântați acum, vă nuim,
nădăjduim că și în viitor ne vom mai întâlni în aceeași formă și poate mai lumea de astăzi, cu care ne sincronizăm, din păcate, după cum știm, acordă un spațiu din ce în ce mai mic culturii generale, un spațiu din ce în ce mai mic educației patriotice, în spiritul tradițiilor locale, acordă un spațiu din ce în ce mai mic pentru forța care trebuie să vină din interiorul nostru în a ne apăra identitatea culturală, spirituală. Deci, nu întâmplător, am organizat acest eveniment în acest lăcaș sfânt al Bisericii noastre. Părintele Dan ne-a înțeles, ne-a susținut și ne-a spus că nu este binecuvântarea dumneavoastră, ci este binecuvântarea lui Dumnezeu ca activitatea să se desfășoare aici și acum. Noi vă rugăm ca să luați aminte la cele ce se va spune aici și să ne mândrim ca îndreștean de eroare, să ne mândrim cu ceea ce ne-au lăsat înainte și părinții noștri spre păstrare, să medităm la tot ceea ce facem pentru a ne păstra identitatea noastră. Mulțumim pentru prezența reprezentanților veniți cu plăcere de mai departe, ați văzut, de la București, de Iași, din Republica Moldova, așa, și din localitățile țării, când veniți de la sute de kilometri, unii dintre lor, între care fiul de cinste, de onoare al statului, domnul Dănuț Frunză, care... numele căruia nu este de onoare când îl rostim, cu respectul deosebit, întrucât, iată, și aceste parte, în aceste condiții care le vedeți dumneavoastră, poartă și contribuția modestă a Dumnezeu. Fapt pentru care, încă o dată, îi aducem mulțumirile cuvenite. Vă mulțumesc pentru urmărirea celor învățate de mine și vă rog să-mi îngăduiți, să rog pe domnul profesor Grigore Curtanu să preia lucrările menite să ducă la lansarea cărții Întrești, Eleag Mușacă. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit cu căldură și atmosfera este deosebită pentru un cenaclu, se desfășoară într-un lăcaș de put atât de frumos, rar am văzut. Și mă bucur pentru dumneavoastră că sunteți alături de noi la lansarea acestei cărți. De fapt, activitatea de astăzi are cam două părți. Prima parte este lansarea cărții, după aceea este comemorarea a 135 de ani de la trecerea nu unei ființe, ci în veșnicie a marelui nostru scriitor, Mihai Eminescu. Deci sunt două puncte distincte astăzi. Dar pentru început aș vrea să-i dau lui Elena Sârghe, ca să vă prezinte așa într-un fel poetic prezența dumneavoastră aici. Oaspeți de seamă, bine ați venit la Întrești, un sat de legendă, desprins din povești, cu inima în palmă și dor vă primim, împreună oameni și locuri al să cinstim. E sărbătoare în satul nostru drag, cu pâine și sare vă așteptăm în prag, cu crin alb și parfumul florilor de tei, cu slove scrise de-al inimii condeii. Noi, cei 8 iubitori de țară și de neam, muguri mândri, desprinși de pe-ai satului ram, ne-am unit mâinile cu multă iubire să scriem o carte pentru nemurire,
acestui binecuvântat meleagru jatin, udat de împrejur cu strop de spirit divin, ce ne-a fost o viață întreagă acasă, părinții, frații, pâinea de pe masă. Veți fi bineveniți aici la noi oricând, vă vom păstra în suflet și în al nostru gând. Urmele pașilor voștri aici vor rămâne, astăzi, precum și în clipele de mâine. Vă mulțumesc! Felicit pe cei ce
ce sunt în carte, pentru că au lăsat o istorie locală în urmă de frumos, o amprentă în ulița copilăriei. Felicit pe domnul Constantin Traciuc pentru ideea atât de generoasă. O nouă carte este sărbătoare, cea de azi e o mică Biblie a cântreștenilor. Felicitări, sunt onorat că am venit aici, ceva e deosebit în Plaiul Mușatin, parcă aveți ceva din Ștefan cel Mare și Sfânt. Vă place lupta, gloria, mirajul iubirii de neam, de pământ, de strămoși. Sunteți genial din tot, tot din sală și care nu au putut veni. La lansarea voastră veniți, frați, ca la lansarea voastră au venit frații noștri de peste Prut să fie cinstiți cum se cuvine prin venele lor clocotește sângele nostru de român. Azi e o lucră sărbătoare la Cântești, ce neamul internațional lor de infinit vă urează multă fericire, creații tot mai frumoase. Noi din legat venim cu micul oamenii Manole, cu gândul Mihai Viteazu, eu fiind Târgu Jian, vin cu infinitul Brânguș. Reverență pentru tot ceea ce face toate frumos. Emoții, de aceea am tremurat tot, mi-a tremurat și mie. Cenacuri am ținut, dar așa emoție n-am avut, n-am fost niciodată într-o biserică. Da. Deși cunosc câțiva din sală, totuși emoțiile au fost inerente. Și acum, cei care fac parte din carte, cine vrea să ia cuvântul dintre dumneavoastră, pentru că sunteți autorii, sunteți. Se împlinesc 60 de ani de când mi-am luat eu de Nero și am plecat în lume pentru a învăța mai departe. Am lăsat în urmă tot ce aveam mai scump. Valea Stârpului de la satul nou. Cu covorul primăverii galben, orbitor, arămiu presărat de floarea paștelui sau cum îi spune în termen popular, copita calului. Covor care se întindea cât vedeai ochii, de la Bugăiul Mitrelu până departe spre Bârnat, în Șercoaica, am lăsat sirișa din fața casei, unde toamna, pe brumă, bostăriei rămași, în urma reportării porumbului, se ascundeau ca niște derbecuți sub frunzele lupinii, perzându-se fără glas în pădura negului de dimineață, am lăsat pădurea Gavrilanului, unde ne rătăceam în deschisuri, de ne strigau părinții, cu strigătul buciumului, din cor. Am lăsat dealul și Valea Danciului, unde alergam nebun după bot gros și amăgitori, până cădeam slăiți de puteri la umbra tufanelor, de sub rădăcina cărora izvora apa limpede ca lacrima și din care beam cu căușul mâinii, sau direct din izvor, oprindu-ne doar atunci când nu mai era loc în burtă decât pentru groașă. Pentru că dacă beai până la apă, mai ură că iau și ea. Dumnezeu a decis, ca o vârstă considerabilă, să mă reapuc de stres la îndemnul poetului Ionel Ștefan, care e în stânga mea,
a exeliste Maria Rozi în sânghi, dar deosebit a distinsei doamne Dora Covinciuca Nicolaese, care mi-a fost profesoară două trimestru. Timp în care mi-a dăruit mai mult decât astăzi. De cursul a 24 de ani de școală prin care am trecut. Mi-a dăruit respectul și dragostea față de tot ce e românesc. Răspăind din caietele din copilărie, într-un maculator, am găsit notat. În trimestrul 3.1964, următorul cadrel, cu catalogul în mână atunci când intră în clasă, a sa privire blândă așternă în tăcerea. Angelica-i ființă în inimă îți lasă o rază de lumină ce umple încăperea. E dedicată doamnei. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să citesc două din poeziile care sunt create de proprie. Mușatină glie, închinată steagului Hândrești, statului Hândrești. Mă mai gândesc eu la politică, mă rog. Azi mușatină glie îmbracă de mireasă, că diadem de stele pe fruntea ta apasă. Deschide într-o vecie cu slova a ta poartă, te cântă acum fie, purtați de-a veții soartă. Azi reîntorci acasă în suflet cu credință. Ai trei copii din lume, purtați de-a lor dorință de a trăi mai bine, de a învăța mai multe. O clipă azi și timpul s-o oprește să-i asculte. Azi Dumnezeu făcuta să te plătem pe tine, să te urcăm pe socru așa cum se cuvine, să-ți închinăm azi imuri în ritm de poezie, să te ascultăm în versuri, în slavă, mândră, glie. Te cântă acum fiii purtați de-a lor, de-a veții soartă. Deschide într-o vecie cu slova a ta poartă, că diadem de stele pe fruntea ta apasă. Azi, mușatină glie, îmbracă-te mireasă. Timpul prețios al dumneavoastră, am o poezioară pe care am chinat-o celor plecați și celor rămași. Se numește Degeaba. Ai buin negură s-a dus cu cal, cu tot, înspre apus, cu clinche de dezurgălăi și rătăcim prin hău și voi pierdut a fost. Eu, de la el, n-aș vrea nimic, doar să mai vină câte un pic și să mă întrebe ce mai faci de sănătos. Ce mai fac? De sănătos sau un căzac? Dar nu are rost. Că mă s-a aplicat de mult, de atunci o viață a trecut. Iar eu nu pot pe jos să merg și bureana să-i culeg de pe mormânt. Degeaba noaptea îl visez, că dimineața mă întristez, degeaba îmi strică de-l dezmert. Neluce vorbele se pierd, se duc în vânt. Ai hui în negură s-a dus cu capul tot înspre apus, cu clinche de dezurgălăi și rătăcim prin hău și voi, pierdut a fost. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Mulțumesc părinților mei care sunt deasupra și se uită la mine, sufletul de la lacrimi. Mulțumesc mult familiei mele și vă mulțumesc dumneavoastră. Eu, spre deosebire de colegii mei din colectivul redacțional, am mai multă acoperire în cunoștințele pe care le-am interpretat prin studierea documentelor din celelalte domenii ale culturii.
La dânsii predomină și acest aspect, dar cu deosebire talentul artistic literar pe care Dumnezeu l-a dăruit dumnealor. Și, după cum vedeți, și aici sunt într-o permanentă stare de creație. Într-o stare de... Dar să mă inclusiv domnul profesor, după ce că are o experiență însemnată în acest lucru, și dumnealui a avut emoții când a venit în fața dumneavoastră și și-a rostit și-a făcut cunoscut de gândurile domniei sale vis-a-vis de rolul muncii cu autorilor acestei cărți minunate, Îndrești, Mireac, Mășate. În ce mă privește, eu m-am alăturat acestor colegi ai mei, ce sunt dragi colegi ai mei și nu numai mie, tuturor, m-am alăturat pentru că noi, cum spuneam la început, suntem urmași a unui neam care aștept să-și păstreze identitatea națională, să-și păstreze identitatea din neam individuate, să dea, să asigure glorie prin biruință, să primească glorie prin biruința fiilor săi care, într-o deplină solidaritate, au oprit vrăjmașul care vedeau, care se năpusteau asupra noastră. Toți au luat act de ceea ce Barbu de la Vrancea, în piesa de teatru A Pus de Soare, a încredințat ca prin cuvintele lui Ștefan cel Mare, că se ține minte la cuvintele sale că Moldova nu a fost, nu este a mea, nu a fost a strămoșilor noștri, mie și a voastră nu este, Moldova este a urmașilor noștri și este a noastră. Ca prin tot ceea ce facem, prin ceea ce gândim și ceea ce facem, să îi gândim de nevoie și să ne străduim, să-i asigurăm continuitatea în această parte a lumii dată de Dumnezeu. Eu am mai reușit să realizez mai multe documentare. Aici mă manifest într-o anumită formă. Dar unde am lucrat și am lucrat destul de ani și m-am format, mi-am adus contribuția cu diverse lucrări, articole, conferințe, menite pe teme dinainte stabilite, să fac cunoscut istoria neamului românesc. Acum găsesc că este bine, că am găsit că este bine, ca și o parte din lucrările acestea să le încorporeze în lucrarea respectivă. O să spuneți ce are de-a face cetatea nouă a romanului, despre care mulți zic că știu multe, dar în realitate, dacă se pătrunde în temul curs, nu se pierde. Acest studiu la care eu am găsit pentru să se cunoască și mă bucur și aduc și recunoștința mea doamnei academiciană Mariana Șlapac, pe care domnul Republica Moldova, cred că o cunosc, este cea care acum a întregit toate studiile peste timp, de peste ani, vis-a-vis de cetatea nouă a Romanului, care este rod al gândirii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, singura cetate ridicată în teren plat pe malurile Siletului, și care tot se întreba, bă, ce are de-a face această cetate ca izvor de tărie împotriva vremurilor? Are, a avut, are și pentru că, iată, Mariana Șlapac arată că Imperiul Rus, prin ceea ce a însemnat și a încătuit de-a lungul secolului și a timpului respective, cunoștea la fel de bine, sau aproape la fel de bine, ca toți cei care iubeau aceste vremuri, toate ascunzișuri și toate vremuri. Ceea ce însemna că Ștefan cel Mare știu, a putut să facă mai pe ce toate drumurile care duceau de la nordul Europei către sud, de la est la vest, aici, pe aici, aici. Și atunci această cetate a însemnat ceva. Am găsit că este de datoria mea să scot în evidență locul și rolul ei, în apărarea Moldovei, a acestui mireac, Mușatin, pe care noi l-am definit și spre cu modestie. Nu, Mușatin, pentru că noi suntem
toți mușatini. Toată Moldova este mușatină. De ce? Pentru că Bogdan I, întemeitorul Moldovei, a avut doi fii, Lațcu, Lațco și Maria Margareta sau Mușana, dar Maria. Unii au socotit că această doamnă este munteancă, au socotit că această doamnă este poloneză, dar ea este moldoveancă. Este doamna Maria, cum noi a zis, Mușana. Ei, după ce fratele Dumnezeu Lasco și-a încheiat misiunea în scaunul domnesc, prin copilul Dumnezeu Petru I, și apoi Roman I, și apoi întreaga familie mușatină, Alexandru cel Bun, copiii lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, în timp de 250 de ani, Moldova a fost condusă de urmașii acestei stinse domni. Ea a fost fiică de domn, a fost soră de voievodă a Moldovei și a fost noră a unui domn, tot moldovean, Ștefan. Aceasta a fost motivul pentru care eu m-am alăturat cu legiul și mă bucur că dumneavoastră mi-am îngăduit să fiu și eu cuprins în pagina acestei lucrări și vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați ascultat. De ce? În carte scrie atât de frumos doamna Dora Aniculaes. Clipi deosebite din viața mea, încărcat de emoții, pentru că după 62 de ani, foștii mei elezi, Constantin Traciuc, Ionel Sufi, Lenuța Sârghi și Părinții Carolin Sârghi, și-au amintit de mine. Și s-au gândit să mă invite să fac și parte din antologia Sanctului Mândrești. Eu totdeauna mi-am iubit satul, drept pentru care satul pentru mine a fost ceva divin. I-am închinat poezia satul meu. Satul meu, cetate seculară, înconjurat de deal împădurit, stai sus pe culme și admiri întinde ce-au fost cândva statuie de granit. Ai fost cu linie de front și ai rezistat. Ai stat în fața foardelor devastatoare și ai plătit tribut cu feți frumoși ce nu s-au mai întors la zâne și la mare. Tinerețea mi-am petrecut-o la Mândrești. O tinerețe frumoasă, dar care a trecut năvalnic peste mine, ca peste toată lumea între tinerețea. Și tot tinereția închinat versuri. Ani frumoși ai tinereții mele mi-ați lăsat în suflet multe amintiri. Chiar de-am trecut prin vara vieții, mă trezesc ades sub zarzăr înflorit. Sub zarzăr înflorit din curtea școlii, care își cernea petalele în adier de vânt. Acolo, sub nisoarea de petale, colegi fiind timizi, ne-am dat primul sărut. Tinerețea trece, se duce năvalnic, din anii bătrâneții și atunci spun eu că toți ar trebui să aibă lângă ei un om de încredere, un om pe care să poată să plângă în caz de necaz, să spună bucuriile. Și am scris o poezie. Omul cât trăiește în lume, e bine să aibă un câine și o pasăre măiastră ce să-i cânte la fereastră.
omul, om să fie în toate. Câinele să nu-l latre, pasărea să-i ciculească, din palma lui omenească. Ce te faci atunci când omul e lipsit de tot ce-i bun? Îi ia câinele în mâncarea și apoi îl aruncă în drum. Pasărea culată, zdravă, nu împâie în colizie. Ăsta e om? Firar să fie. E bolnav de bogăție. Profit de faptul că avem invitați din Basarabia, vreau să spun că am suferit enorm când a plecat dintre noi poetul basarabian Grigore Vieru. Și vreau să afle cei de peste Prut, că aici la Mândrești, o persoană, în nimeni, s-a gândit în acele zile că Grigore Vieru stătea și vroia să meargă către cer, cineva de aici, de la Mândrești, i-a scris 5 poezii. 5 poezii care eu le-am trimis la Uniunea Scriitorilor. La Uniunea Scriitorilor, dar n-a primit niciun răspuns. Și în august 2009, pentru Grigore Vieru, pentru mulți care mă iertați, poate nu știți, a decedat în noaptea de 17 spre 18 ianuarie 2009. Și atunci eu i-am scris o poezie. M-a impresionat enorm plecarea dumneavoastră. Podul de flori a samtat, închișidăm îndurerat și înlăcrimat, pe el să tace în ultimul său drum, poetul ce-a iubit neamul român. El l-a cinstit cu fast pe Eminescu, i-a recitat poezia, i-a dus flori, dar pe înserat când se întorcea acasă, privind luceafărul, el s-a trezit în nori. Și a plecat îndată spre înalturi, după o stea care îl călăuzea. Lumină și-a luat din stea steluța și a fost primit chiar de măria sa. Luceafărul privește steluța lucitoare și îl primește în cercul lui restrâns. De ce ai venit așa de grav la mine? Că toate aveai multe de spus. N-am mai putut să stau să ascult niciuna. N-am mai putut să stau să te privesc. Și am venit la tine că împreună am lăudat și am cântat tot neamul românesc. Sau dacă mi-ai gândit, e iarnă, e viscol leger și sufletul meu e pustiu, că e greu să te știu plecat pe vecie, poet drag, iubit României. E iarnă, e viscol leger, poetul urmează o stea către cer, un pod de flori s-a șterne în cale, poetului floare nemuritoare. Pentru mine, Grigore Vieru, a fost floare nemuritoare. Așa de poezii mi-au fost citite și foarte apreciate în august 2009 de către poetul Adrian Păunescu. Pentru care să scriu poezii în memorie. În memorie. Așa a fost soară. Mulțumesc. Repet prea mult. Mulțumesc surorilor sârbii, Lenuța și Maricica, pentru că să particip la această adunare. Și vreau să te sensibilizezi puțin. Mamă, ne-ai dat viață, ne-ai crescut, ne-ai educat, iar astăzi ești o mamă cu sufletul păcat.
că n-ai trecut zadarnic prin această lume și slav în urmă mama mea renume. Tata Nicalu Sârghi, așa cum o știm noi, își lasă în urmă renume. Renume va fi pomenită întotdeauna. Iar pentru toată bucuria mea și toate aprecierile pentru Constantin Trăciuc, inginerul Constantin Trăciuc, Ionel Stifii, care și vreau să-i spun, de-a fi mama să vă vadă cât de sus voi ați ajuns, s-ar lumina îndată cerul, însă soarele a pus. Mamele dumnealor au fost soare pentru ei. Celor din sală vă doresc din tot sufletul viața să vă fie ca un copac cu crengile în floare, arcade întrerupte cu flori de trandafir, șiruri și raguri din flori nemuritoare, vieților dumneavoastră pe toate eu le închid. Să fiți sănătoși! Thank you.
Un scriitor deosebit de la Iași, Ionel Stipi, care apare în această carte, îl cunosc de mult, colaborăm și aș vrea să ne spună câteva cuvinte despre această carte sau în general ce vreau. Statutul meu de Vântreștean mă obligă să adresez și eu un bun venit oaspeților noștri de astăzi, care participă la acest eveniment de suflet din viața comunității noastre. Doamnelor Elena Mândru, președinta Societății Scriitorilor Fără Frontiere, doamnei Maria Petroae, vicepreședinte, redactor șef al revistei Moldova Literară, domnului profesor Grigore Curcan, președintele Cenacului Dor de Infinit, sub a cărei egidă se desfășoară activitatea de astăzi, colegilor de Cenacul a dumnealui, participanților de la Cenacul Literar din Mungherii, Republica Moldova, și părintelui Dan Turcu, pentru bunăvoința de a fi gata acestei activități minunate și a-mi oferi pentru eveniment acest sfânt lăcaș, Biserica Satului cu Hramura Adormirea Maicii Domnului. Mulțumesc colegilor și consătenilor care au participat la editarea antologiei Întrești Meleacu Șatin și în mod special domnului Constantin Dăciu, coordonatorul proiectului. De asemenea, mulțumesc și celorlalți invitați, poetului Dan Fripe din la Târgu Frumos. Mulțumesc tuturor participanților, consătenilor pentru participare și pentru interesul manifestat pentru această activitate. Și încerc scuze că cu siguranță am mai omis cineva, din emoții, nici nu am avut vreun avut înainte ca să... Astfel, de fapt, v-am amintit domnul Miruța Nicolaezi și toți cei care sunteți prezenți aici. Astăzi am zis că fiindcă se împlinesc 135 de ani de la trecerea în neființă, dar în veșnicie, așa cum spunea și părintele și domnul profesor Grigore Curcanu, a marele nostru Eminescu, ar vrea să recit o poezie care i-am dedicat-o. Unde ești? Dorul de tine e mine, mă răzbește când și când. Și mă întreb printre suspine, unde ești cu ceafă bun? Mă admir din univers, cum din cartea ta din tâi, citesc în taina un vers și o așez la căpătâi. Ai urcat pe raze line, printre stele, printre nori, îi metale dor de tine, m-aș bucura să cobori. Te așteptăm în zi cu soare, vino ca să mai vorbim, să-ți mai spunem ce ne doare, noi, românii, te iubim. Iar când vor rodi cireșii, vino să ne apuci povara, să vezi cum la noi aleșii își vând și neamul și țara. Cobor din albastru zării, pe-al nostru meleag străbun, să vezi cum pământul țării este țintă pentru tunuri. Vino pe furtuni și ploi, pentru a noastră alinare, vapsă-ți harul peste noi, dă-ne binecuvântare. Vorba de o binecuvântare spirituală, culturală, literară, cum vreți dumneavoastră să... Iar pentru că prezența mea astăzi, în calitate de colaborator la această antologie, se datorează în mare parte profesorilor mei, în special doamnei profesoare Dora Cobinciuca Nicolaezi, care acum 60 de ani a fost profesoară, chiar am capturat, i-a dedicat câteva versuri cu această ocazie. Trecut au ani în zbor precum pocori, în drumul lor spre orizontul cald, ca vânturi reci ce adesea plimbă norii spre mări pustii în care să se scalde. În cei 60 de ani ce s-au desprins, multe în viața aveau să se întâmple, iar iarna grea, în ser de vis ne-a nins, cu fulgere verzi căzuți din cer pe tâmple. Parcă vă văd cum radiind lumină, intrați în clasă veselă și demnă,
și așteptând salutul de rutină, se aștepta o liniște solemnă. Ne-ați educat în dragoste de carte, ne dojeneați când meritam la oră, ne-ați sfătuit să mergem mai departe, ne-ați fost profesor, prietenă și soră. Ne-ați învățat să modelăm cuvântul, purtând în inimi tot ce-i strămoșesc. Oriunde am fi, să ne iubim pământul, eroii, neamul, tot ce-i românesc. Cu dor ne-a spus, candoare și în fața dumneavoastră azi mă plin. Mi-ați dat adic să zbor spre fericire, mi-ați pus o piatră scumpă la destin. Acum când plânge frunza din castan, cu strop de nostalgie de dimineață, noi vă urăm din suflet la mulți ani. Ne dați din nou o lecție de viață. Amintiri din copilărie ca și Ion Creangă, atât de frumoase despre satul ei natal, despre Hârândești, Îndrești, unde este locul de unde pornesc toate lucrurile. Și trebuie să-i mulțumim pentru faptul că scrie atât de frumos despre comunitatea unde trăiește și se mândrește cu Îndrești. Cu nemărginit respect și recunoștință, eu vă spun bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi împreună cu noi aici. Să mă prezint? Mă prezint. Eu am fost Maricica lui Mihai Sârghe, puișorul cel mai dintitel al lui și tare ghidin eu mai fost. Acum să vă citesc ce spune cartea aceasta despre Maria, subsemnata Maria Loghe. Într-un miez de toamnă, sub zodia Balanței, în 1955, creatorul a adus-o pe ea, Maria, în satul Îndrești al comunei Oțelene din județul Iași și a oferit-o în dar părinților ei, Anica și Mihai Sârghe. Iașiul, capitală de județ și inima Mădurei, un oraș încărcat de istorie și cultură, a bunuit-o ades în lumină și iubire. Îndreștiul, un sat eminamente agricol, este un ținut magic așezat pe o vatră multimilenară, peste civilizația bucuteni. Câmpiile, dealurile și pădurile sale i-au fost leagă a unei copilării fericite, devenită sursă de inspirație pentru volumele Maria între el și azi, întoarcere în vremuri apuse, sunt braț și salcie. Acest sat a fost pe linia frontului în războiul din 1944, iar oamenii locului au învățat la oaltă să răstească prin viață, înfruntând greutăți fel de fel, având ca repere biserica și școala. Copiii acelor vremuri nu știau ce-i grădinița de copii, dar împreună învățau tot ce se putea de cei 7 ani de acasă. Am avut o colegă de bancă pe sora ei, Elena. Orașul roman al județului Neamț a adoptat-o cu drag, odată cu căsătoria și a devenit casă, familie, prieteni și cunoscuți, plus acasă pentru copiii ei, Mihaela și Doru. Din vremea liceului a participat la concursuri și olimpiade școlare de limbă și literatură română. După un 9.0 al vieții ei, a văzut lumea altfel. Scrisul și interacțiunea cu oamenii scrisului au purtat-o pe căi nebănuite. Participă cu proză scurtă în antologii și reviste, constant publică în Moldova Literară și activează ca membru
și administrator în Societatea Scriitorilor și secretară în grupul de poezie Mihai Eminescu, unde este și moderator, în Asociația Literară Păstorea din Iași, în Cenatul Literar Artistic Iași Scrie, în Asociația Internațională Literară Artistică Dor de Infinit, în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Despre Hântrești. Este doar un sat, unul cu pământ roditor, cu apă bună de băut, cu dealuri înverzite și cu câmpuri cât vezi cu ochii și cu oameni foarte buni la suflet. Ca el sunt mai toate satele din țara asta. Împreună ele plâng amamnei copii care pleacă departe, iar satele rămân triste și mor în singurătate. Să vă spun cuvintele scrise de un foarte cunoscut arheolog american, William Schiller, care afirmă așa: civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul român, răspândindu-se apoi atât spre răsărit cât și spre apus, acum circa 13-15 mii de ani în urmă. Și cuvintele unui român, Elinor Noni Giovanni, care pe bază de studii ample și documente a scris așa: Hântrești, o zonă a cărei atestare arheologică o situează în perioada neolitică, aparține civilizației cucuteni, ce a existat cu circa 6.000 de ani în urmă. Noi mărturii privind această atestare a vechimii au fost descoperite de curând, sub forma unor artefacte ceramice, apărute nu în urma unor cercetări și unor săpături arheologice, ci chiar de sub lama plumbului, ele fiind situate la suprafața terenului. Se poate spune astfel că și satul Hântrești, asemenea ipoteștiului lui Eminescu, este așezat deasupra locuințelor strămoșilor tragodaci și învăluit într-un câmp informațional, un soi de memorie ancestrală, unde toată este acumulată toată energia și înțelepciunea neamului. Este, de fapt, un câmp în care fiecare formă materială și chiar imaterială de natura gândurilor, emoțiilor, sentimentelor, emite vibrație și este convertită în unde purtătoare de informații care se impregnează în sufletul și mintea fiecărui om. Cu astfel de cuvinte, aș vrea eu să încurajez cu șanse măcar de 1% pe tinerii care pleacă și își abandonează pământul în care au rădăcini. Deoarece există speranță și roata se învârte și nu știm noi de unde ne stă norocul. Eu știu și cred, și cred că de datoria mea să fac cunoscut certificatul de naștere al satului în care am văzut lumina zilei. Pentru aceasta, plecăciune până la pământ, cu mâna pe inimă și cel mai mare mulțumesc! peste tot unde merg la întâlnirile genaturilor literare în care activez, inclusiv
respectivă în Republica Moldova la prietenii mei de peste prun, la care le spun surorile și frații mei de vers. Aș vrea, înainte să încep solicitudul, să remarc prezența în sala unei doamne minunate. Toți păstrăm toată viața cuvântul doamna învățătoare și aș vrea să vă spun că anul trecut Mirea a fost prezentă și la lansarea unui volum de versuri. A venit din Grecia, i-a fost foarte greu. A ținut să fie prezentă în Iași la Societatea Scriitorilor fără frontiere, a comunei de Buda. A venit vorba de timp în post, o să
să o simt dedic Mariei, sora mea, care a fost întotdeauna sora mai mare și, deși eu eram mai mare, ea este sora mai mare și mi-a purtat grijă în viață. Doar două au fost la părinți, primite în dar de la soartă, botezate cu nume de sfinți, la divinității poartă. Stelele de sus ne-au luminat cu lumina lor fără egal. Cum să creștem mari ne-au învățat cu alt strălucirilor regal. Nu a fost pe lume niciun vis amândouă să nu-l fi visat, parcă trăiam în paradis. Cândrești era cel mai frumos sat. Trăiam parcă într-un regat cu feți frumoși și cu sânzene. Casa noastră ne părea palat, împodobit cu sânziene. Eram cât se putea de cuminți, două din motoace prin roa. Veghiate strict de ochii de sfinți, iar seara doar de lună nouă. Doar două fete am fost la părinți. Și e posibil ca acasă să spun de 5 ori poezie părinți și totuși o să mă cumet și să citesc această ultimă poezie dedicată satului nostru. Am fost norocoasă. Am fost norocoasă să mă nasc în Cândrești. Un sat străvechi ce stă ascuns între dealuri, cu oameni plâns, din atins, aduși din povești, dar m-am de-alent drumului mare, mare. Aici timpul are o altă măsură. El curge atare printre voi de trifoi, amețit cu parfum de flori de răsură, răbărit de-al ploilor de vară și voi. Nicăieri parcă zarea nu-i mai albastră, nici unde podul nu este mai verde, doar aici vara ciocârlia-i măiastră, sus printre norii cu foști triluri și-l pierde. Noaptea pare cerul mare de pământ mai aproape, când luna își aprinde noiarul de stele, închisând încet ale clipelor groape. Doar vântul mai suflă printre crini și dalele. Visele se ascund timpil printre gânduri, strop de liniște se așează strat peste strat, luna figurește romantice gânduri, să-și repună în somn de zi la păstrat. Despre plaiul ales ce sună și doarme într-un colț de rai, cum rare ori poți să vezi. Despre volta selină care adoarme în cântec de creier ce-și fac viață livezi. Nicăieri cerul îi mai prinde culoare, de parcă cu ochii de rouă și chipul de floare, de parcă în zon de zi pictori vestiți l-au pictat. De câte ori intima mărbie se calcă pe urma pașilor care povești, spun atunci, cu atât de multă mândrie, mi-a fost dat privilegiul să fiu din Cândrești. Mi-a fost dat privilegiul să fiu din Cândrești. Și o să remarc că, cu toate că aș fi pus să spun de la început, în sală se află domnul Mitru Șerban, realizatorul emisiunilor tradiții de la Radio Iași, pe cum și televiziunea din România, pentru ca acest eveniment să rămână o pagină de neuitare pentru satul nostru. Vă mulțumesc! Și mă punea să-ți fac un preț pe toate dealurile șurugarilor și
Ca atare, este singura femeie ofițer din Hântrești. M-am încurajat să merg pe această cale, care nu este, această cale ce nu este foarte ușoară a numirii cuvântului. Pentru că, doar primind încredere de la dumneavoastră, noi putem merge mai departe. Iar dumneavoastră m-am încurajat întotdeauna să public. Am publicat până acum 3 volume de versuri. Urmează să public un volum la care lucrez aproximativ de 3 ani și care se va numi toate lucrurile mele la Hângrești. Deci mă emoționează numai când spun acest tot din carte face parte și Alexandra Iuliana Șleacă. Vrei să spui ceva? Și pe lume se adună greutăți, tu reușești
să readuci la viață tot ce am mai bun, când mă îmbrățișez. Tu ești lumina mea cea în suflet. Tu ești iubirea din piept și în gând. Când eu mă pierd, tu te alegi de mine și îmi reamintești mereu cine sunt. Mi-ai oferit mereu când te buze. Atunci când era greu, mângâierea ta. Azi sunt ce sunt, doar datorită ție și știu că doar tu ești lumina mea. Te regăsesc în miile de stele, ce noaptea, cerul, îl umple pentru noi. În apusul târziu, pe malul mării, în mirosul de iasomie și de flori. Te regăsesc în susuri de izvoare, în dragoste eternă și cuvânt. În amintirea noastră, ce nu moare, în inimă, în suflet și în gând. Te regăsesc în miile de șoapte, în parfumul florilor de mai, în areginei nopții, floare, în cântecul de păsări și de nai. Dar liniștea e apăsătoare, pe tine mi-amintesc cu dor, căldura razelor de soare, tumultul vieții și a vieții noi. Te regăsesc și în destinul vieții, ce îmi inspiră orice lucru. Și în întrebarea dulce a lumineții, tu unde ești, de unde sunt? Bravo! Thank you.
mândru.
Da, păi, iată, că sunteți acum, știți. Păi da. Nu mai vreau un microfon de la urmă. Bine v-am găsit, dragi hândreșteni. Sunt a treia oară aici. Sunt onorat. Și vă spun cu una pe inimă. Buletinul meu expiră în 2077. Eu mă duc buletin în cap la Hândrești. Am primit în sală, cred că 90% ne-am văzut. Sunt onorată să ne revedem. Iarăși mulțumesc părintelui Turcu, Dan Turcu. Data trecută am spus Sfinția voastră și eu am zis, fetea ascultă. Mi-este foarte dragă, simt ca un prieten, un om care, în afară de faptul că slujește în acest lăcaș sfânt, este prieten cu lumea. Și asta este foarte important și de aceea, părinte, ești iubit. Fiecare dintre ei. Iar unde e iubire, atunci și trebuie să merg bine. Dumnezeu este iubire. Spune. Exact. Dumnezeu este iubire. Și nu putem să spunem cuiva că te iubesc, ca prieten, ca soț, ca mamă, ca tată, dacă noi nu iubim pe Dumnezeu, de fapt ne iubim pe noi. Și astfel transmitem iubire. Nu fac eu apologie, că părinții îi pune la gură. Și nu mai dă și eu crescut. Mulțumesc domnului Grigore Turcan, cred că sunt foarte încântată. Eu sunt încântată, sparg sticla asta a ecranului de socializare. Dar iată, cu această ocazie ne cunoaștem și cunosc, ne-am cunoscut cu acești oameni minunați din Hândrești, care sunt membri ai Societății Scriitorilor Fără Frontiere și am descoperit, iată, tot prin mijloacele de informare, respectiv pe site-urile de socializare. Și vreau să vă spun că înainte de a veni prima dată aici, cunosc aspecte din sat, din poveștile lor de pe Facebook și i-am îndrumat să scrie. Iată că prima carte, care a fost tot aici în biserică, a fost a Mariei Loghin și a fost despre satul Hândrești și a fost onorată și o felicit pentru că în continuare povestește atât despre sat, dar ei spun, știți, mie rușine să spun că sunt secretară. Dar nu ești secretară mea, este a Societății Scriitorilor Fără Frontiere și redai evenimentele care sunt făcute de lor. În această revistă, revista Moldova Literară, care este din 2010, înființată de către profesorul universitar dr. Mihai Păstrăguș, Dumnezeu să-l plinească de acolo de unde este și care ne-a donat o nouă, noi fiind o societate înființată încă din anul 2010, se numea Liga Scriitorilor Filiala Iași Moldova, iar în 2019 am hotărât să devenim Societatea Scriitorilor Fără Frontiere, pentru a nu limita pe anumite persoane să nu avem și din Cipru și din Spania și din Grecia și din Canada, un preot am avut lansare de carte și v-am așteptat neapărul rău, tot de prin zona Iașului, care este preot în Canada și am lansare de carte, o carte superbă și cu mulți invitați. În această carte, deci, repetând o dată, fac parte ce colegii care sunt, și eu îi numesc colegi, așa îmi place să spun, care sunt membri ai societății și care fac parte din această antologie, care am răsfoit-o și vreau să vă spun că este proiectul făcut de domnul Constantin Craciu, este un proiect curajos, și nu numai curajos, dar este un proiect înălțător. Este greu
să scrii, așa cum spunea domnul colonel al Ungureței, da? Este greu să faci un asemenea proiect în care să ai de unde să alegi oameni care sunt reprezentativ literar. Să nu uităm că și Mihai Rusache a trecut proiect prin sat, mama lui din câte mi-a duc aminte a fost învățătoare în sat și a copilărit cu bucată de timp aici. Deci, ca atare, iată că acești oameni minunați duc mai departe poezia sufletului, având ca și muzică, ca și inspirație localitatea în sine. Și este important, foarte important, așa cum spunea cineva, eu nu găsesc la mine, la mine și la soțul meu în sat, nu găsim oameni care să, mi-aș implica, să scriu, doar să scriu despre tatăl meu care a fost om de bază și respectiv tata soțul. Felicitări pentru această... Încep cu părintele tău. Deci, așa cum știți, sunt epigravistă, sunt poetă, dar și sunt și epigravistă și mai ales cu umor de când copiii noștri au plecat către Doamne Doamne. Așezământul comic. Părinte, din informații și acum am văzut că faceți așa un complex mare, istoric, cum îl numiți, și ca atare o să vă lem tot de istorie. Așezământul comic. Părinte lui Dan Dursu. Te întreb, prieten drag, ce ești? De fânul ți este în vârful furcii? Sau te gândi să construiești baraje, să nu vină turcii? Rog, meu. De la Chitila până la București. Vă dați seama Chitilele de București. Mirat, probabil, ai aflat că centrul poeziei la București. Domnul Ionel Știfi, domnule, vreau să spun doamna Isabel. Așa, așa. Era o mare dragoste între noi când ne-am întâlnit la Societatea Scriitorilor Fronteriei. Două dragoste de aia așa, bine, voietică. Și spun așa, unei zile. Soțul meu mă întreba la asta, pentru că nu mai trebuie la păcate, stai că am făcut, nu știi, cum ești. Ce mult ne-am iubit noi la început, la Casa Cărții, eram zăpăcit. Am devenit geloasă și timpul ochii care nu se văd zeu. Domnul colonel Minuța Antunezi, nu vă cunosc, dar v-am citit de cum m-ați îmbrățișat. Aici sunt oameni gospodari, chiar unii au făcut armata. De strici culcar, ei par bizari. Că au învățat cu mama și cu tata. Așa cum a ținut să preciseze Elena Sfânghin, sublocotenentul ofițer al acestui sat și felicită, sublocotenentul mele cu tinerețe. Era o fată ambițioasă, dar nici de cum. A făcut științe economice. Azi ești bunică prețioasă și ai o grijă. Scrii, scrii.
Scrii. Mulțumesc! Pentru Maria Lăghin, cerneagă să fie, ah, dulce și buioasă Doamnă, în urmă cu 2 ani te-am întâlnit și pentru mine mult înseamnă. Dar, vai, chiar Bobi povestit? Alexandre Șleagă, amânare, mi-este foarte dragă. Sunt un pic așa cu bățul pe ea, nevăzut bățul. E o mamă foarte grijulie, cu al său băiat, citește chiar și poezie. Dar mă întreb când o să vie și ziua cărții, că tot scrie și scrie și scrie. Domnule Constantin Traciuc, l-am cunoscut anul trecut la Roman, la Muzeul Pogaș. Și mergând noi așa, cătinel pe galerie, zice, cum știți, să și eu scriu. De mult? Păi, atunci, vii și povestești și mai mult. Sigur că citindu-i ulterior, iarăși povestiri, s-au cunoscut, am ajuns schimbul de timp, nu spune. Deci, domnule Traciuc, un domn ce l-am văzut numai odată. Dar pot să spun că îl știu destul de bine. Că în revistă spune de unde vine. Și astfel eu cunosc localitatea toată. Ca așa e drept, ca așa e epigramă, nu poate să dacă urmă. Dreptul la replică. Sigur. Am scris în fug o epigramă. A. Ca să rămână pe vecie, să o așezăm cu toți în ramă și tot o viață mândră fie. Mă rog, nu! Acum, frații noștri de peste plus, surorile noastre, de fapt, ia să vă ridicați în picioare să vedem ce frumoase sunt, cum suntem frumoase în părere. Le-am avut și cu alte dăți și trebuie să simțim rugăciunea să bată inima și pentru ei, așa cum bate pentru noi. Pentru că sunt frații noștri și fără ei nu avem cum. Suntem fără o parte din noi. Da. Tatiana Cimpriciu, Republica Moldova. O scriitoare foarte talentată. Bună ziua! Oameni dragi, onorată asistență și Hristos a înălțat! Suntem onorați astăzi să fim lângă dumneavoastră la acest eveniment deosebit. Între atâția căuritori de frumos care ne-au invitat astăzi în această biserică, este pentru noi ceva deosebit. Pentru prima oară, mulțumim din suflet surorilor noastre de peste Brut, așa le spunem noi, doamna Elena Sârdi și doamna Maria Lochin, care ne-au invitat la acest minunat eveniment și vin cu cele mai frumoase urări de bine și felicitări infinite și infinite în considerație celor 8 coautori în frunte cu coordonatorul principal, domnul Constantin Traciu, care ați lăsat părâme de suflet în frumoasa antologie Îndrești, Meleac, Mușatin.
Am trăit și noi ungherenii, membrii cenacului Suflet de Poet, de la subegida casei limbii române, Mihai Eminescu, din municipiul Ungheni, Republica Moldova, pe lângă Palatul de Cultură, care avem ca slogan ceea ce este scris aici pe afiș. Suntem suflete rătăcite în metafora timpului, din slova curată din izvorul Plutului, ce a făcut cărare în inimile noastre. Vin cu salutări și cu felicitări de rigoare din partea primarului municipiului Ungheni, domnul Vitalie Brabe, care a fost alături de noi în toate momentele cele mai importante care le-am realizat împreună ca și membri acestui cenacul. Alături de coordonatoarea noastră, Rodica Toma, am realizat deja și noi două antologii, prima fiind Ungheni leagănul fericirii, fiind atunci 14 coautori, și acum două săptămâni am realizat și a doua antologie, fiind deja 21 de coautori, cu titlul Puterea Divină. Membru coautor este și doamna Elena Sârbi, și membru al acestui cenacul. Personal sunt membru al mai multor cenacuri, tot de infinit, bineînțeles, și sunt membru a Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Și vreau să spun că Elena Sârbi a fost pentru mine și cei de la Ungheni ca o fereastră spre lumea scrisului românesc, adică ca o fereastră deschisă, cu un suflet extraordinar și cu o inimă mărinimoasă. Ne-a invitat aici, la Iași, și am continuat această colaborare fructuoasă, care a devenit deja ca o soră adevărată. Adică vine tot timpul și ea și Maria, o invităm cu drag și suntem extraordinar de fericiți atunci când le vedem sosite cu bine la noi, la Ungheni. Să se reverse grația divină peste sufletele dumneavoastră îndrăgostite de cuvânt, peste inimile dumneavoastră luminoase, făuritoare de frumos, să înflorească printre rândurile pe care le-ați scris trandafirii recunoștinței pentru tot ce ați făcut în aceste file de neuitare, așezând gândurile dumneavoastră de deosebite, îmbălsămate cu iubire pentru plaiul vostru cândreștean, pentru România mare. Sunt onorată să mă aflu aici alături de atâta lume frumoasă, oameni de acest public select, de președintele cenacului Dor de Infinit, domnul profesor, domnul Curcanu, Gribori Curcanu, și doamna Elena Mândru, președinta Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Și vă transmit salutări și de la membrii cenacului nostru care n-au putut astăzi să se prezinte aici. Și de la doamna Rodica Toma. Glasul zorilor acestui meleag binecuvântat ne-a îndemnat să poposim și noi pe această geană de poveste. Să-i cunoaștem mai îndeaproape toți acești talentați cândreșteni care au hotărât să înveșnicească trăirile lor în această antologie minunată. Felicitări și realizări frumoase în continuare. Le doresc tuturor coautorilor din această antologie și sper să continue colaborarea noastră fructuoasă. Pentru că gândim românește, scriem românește, iubim românește.
Am venit și cu mici daruri din partea meșterilor populari, în persoana doamnei Liliana Stăciuc. Și și e cealaltă care este acum. Am venit, deci, vestimentația care suntem noi astăzi aici este realizată tot de doamna Stăciu, care este mister popular. Mister popular din Republica Moldova. Permiteți-ne acum noi să facem cadou domnului Stăciu. Iată, acest titlul acestei antologii, poftim. Este meșterii din Constanța, să fie un cadou plăcut, frumos și să vă amintiți de noi. Acordat. Ca acest obicei străvechi să revie și la noi în glia asta mușatine. Adică să fie așa cum era când eram noi copii ăștia mai în vârstă. Așa lucrau femeile la noi în țară, în cruceliță, numărau firele de cesătură. Eu așa m-am trezit la surorile mele, așa lucrau ele, lucrau la gherghef cum nu se mai lucrează acum. Așa își câștigau ele existența. Își făceau fiecare zestre. Părinții le spunea așa, mă pui oameni, mă fata mame, dacă nu ai zestrea ta, nu ai perna ta, nu ai flacuma ta, nu ai tot ce trebuie, când te măresc degeaba de mâniște. Mai era un proverb când se căsătorea, mă întreba bărbatul pe mireasă. Mândruță, tu știi, țiese în patru ițe? Dar ea spunea, păi nici în două mă gândesc. Da, atunci era gospodină de mama, mai glumesc și eu, biserica mi-a permis părintele. A zis, domnule, mai dă câte o glumă, așa, că dacă nu dai câte o glumă, n-are haz, adunare. Nu, părinte? Deci, să rămân, am mulțumesc. Și o aruncă pe acoperiș și o pune pe Dumnezeu, da?
Unul din și atunci băieții se duc acolo și acum nu știe cine e Maria a pus acolo. Aruncă un bilet la acolo și adineața când se citește, se trezește și citește Ionel, Ionelule. Deja cadou, dar trestuța nu. Așa? Și eu am venit cu tema pregătită pentru acasă. Așa fac de fiecare dată când vin aici la Iași și la, în România, când vin la prietenii mei de lucru, la lansări de carte, am obișnuit să vin cu tema pentru acasă. Și astăzi, cu ocazia aceasta, am scris un vers care se numește Mai bate un clopot. Unghii cândrești, ce oază de cuvânt, cu rime îmbrățișate, strâng Moldova, ce rădăcini de neam, cu lutul sfânt ne-am frățit prin veac, doimita slobă și prutul cu tăcere își spală fața, iar cerul în cămașa azurie puie-mi scrie toată dimineața, iar în răscrucei Marca Românie, cu limpezim de cuget, Dumnezeu ne-a miluit cu psalme din Scriptură, ne-a plătit din dor curcubeu, cu ploi de vers ne-a veșnicit făptura. O, Doamne, câte vame în calea mea mi-or îngrădia versului cărare, pe un colț de univers e scris pe o stea, că la cândrești e mare sărbătoare, prin ploi de slove, glia azi vește, ce rod de car, vlăstar de nemurire, și la cândrești vorbesc tot românește, și la unghieni mai plâng de fericire. Ne-am arborat în suflet tricolorul, cu mână de cuvânt cândreștiul poartă, din București sosită astăzi dorul, pe cete-ți lasă, pe afrunții soartă. Câmpie de istorii fascinante, țesute din adinii splendori, sărută satul de pe creste grisonate, și soare și pământ secat de dor. Elena Sârbi azi ți-a scris spre fața, epistola iubirii de cuvânt. Știe Iunescu că a lăsat fărața să veșnicească în vers acest pământ. Unghieni cândrești, doar inimi de iubire, cu vise despletite în galaxie, opt suflete cu har, avut menirea să încropească în cărți străbuna glie. Cândrești născui Elene și Marie, ce păstoresc cu dragoste cuvântul, și-au înflorit azi punți de bucurii, ce din legende și-au croit veșmântul. Mai bate un clopot pe meleagul ușatiei, aghiasmă de cuvânt, din rugi divin. Să fac cadou Elenei, o să-i fac cadou Elenei această poezie în ram, să o păstreze și să-și amintească pe tine de poezie. Și știu că nu este... Vreau să zic că ziua de astăzi n-a fost întâmplător aleasă, că ziua plecării în nemurire a Marelui Eminescu a fost tot un prilej de a ne întâlni aici și de a celebra, a mă comemora amintirea lui. Chiar am scris aseară un catren
Ah, mi-e dor de tine, dragă Eminescu, te ești plouă floarea peste versul tău. Tot românul, frate, tot ce e românescu, știi că ești geniu, dat de Dumnezeu. În încheiere, vreau să dau știre unei poezii scrise de Elena Sârghi, care se intitulează Stau în genunchi. Am stat o viață în genunchi, în genunchi, în fața ta, Doamne, cât mi-a fost de bine și când uneori mi-a fost mai greu, m-am rugat la răsărit și seara, la icoane, smerită, mă voi închina în fața ta, mereu. Ori de câte ori al meu destin m-a îngenunchiat, am sperat ca de jos mâna ta să mă ridice și am simțit că din umbra cerului m-ai vegheat, deși în pildele tale sunt îngănovice. Toată ființa înfreamătă de mulțumire pentru fiecare clipă ce mi-o las să curgă. Ești tot ce înseamnă infinit și nemurire în inima mea, ce care ta vrea să o parcurgă. Îmi ridic din nou fruntea către albastră zare, răscolesc în sufletul meu alese cuvinte, rog cerul preanaltul să-mi dea crezare că treimea sa sfântă nu-mi lipsește de minte. Nu cred că s-a lăsat vreodată noaptea pe pământ să nu mulțumesc că sunt atât de norocoasă, că sunt la adăpost de ploaie, de viscole și vânt și pot spune că a trecut ia o zi frumoasă. Încă nu mi-amintesc să nu fi simțit vreodată că în tot și în toate sunt strop de divinitate, iar fiecare clipă din viața mea mi-i dată să mă închin în fața cerului, ce-i în tot și în toate. Mulțumesc din tot sufletul minunat Tatiana Cipriciu pentru toate darurile minunate, pentru toate gândurile bune și pentru felul în care sunt primite de fiecare dată când merg la cuvintele cenarului suflet de poet. Baptismul peste tot mândrie că sunt și membra acestui cenarului de un an și mai bine și am și publicat în antologiile cenarului. Și mi-am impus că data trecută când am fost și a fost prezent primarul orașului, domnul Mihai Mihaie. Rândul meu era apoi ar fi trebuit să decid sau să spun cuvântul meu și când nu știu că atunci am spus aș vrea să vorbească oaseții de la Iași întâi și apoi noi care suntem. De fapt, întotdeauna am simțit așa, că suntem foarte bine primiți acolo și toată recunoștința noastră și aprecierea noastră. Și într-adevăr, da, este Tatiana, minunată mea soră de vers din Republica Moldova. Doamna Maria Petraie, care este vicepreședinta Societății Scriitorilor și în același timp redactor șef al revistei Moldova Literară. Câteva cuvinte.
eu cred că veșnicia s-a născut la sa. Pentru că ne-ați oferit această oportunitate de a împărți câteva ore frumoase cu sufletul plin de tot ceea ce veșnicia acestui loc Hândrești și acestui lăcaș sfânt, Biserica Adormirea Maicii Domnului, în care e a doua oară când pășesc la o altă activitate, a fost acum câțiva ani, în care Părintele ne-a arătat muzeul extraordinar și am simțit și atunci și acum mândria de a fi fiu, de a fi fiică acestor locuri. Suntem privilegiați noi care trăim în Iașul Marilor Iubiri al culturii să pășim în aceste locuri muștaftine și să-i cunoaștem pe colegii noștri care publică în revista Moldova Literară a Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Și într-adevăr, fără frontiere, pentru că, uitați, aici sunt și frații noștri de peste Prut, care au trecut pe podul acesta plin de florile recunoștinței, celor care s-au jertfit din trecut și celor care astăzi poartă emblema aceasta sau efigia nemuririi. Nu întâmplător, colegele noastre dragi de aici din Hândrești, împreună cu domnul Traciu, cu domnul Știfi, cu Ciclații și cu dumneavoastră împreună, ați ales această zi frumoasă, 15 iunie, care prin care se comemorează trecerea în eternitatea creației și în eternitatea divină a lui Mihai Eminescu. Vă rog să-mi permite să citesc câteva versuri dintr-o poezie din acest volum care se cheamă Între cer și pământ. Între cer și pământ suntem cu toții noi ca existențe individuale și colective. Și acest popor mușatin, așa cum ați spus dumneavoastră. De-a purul Eminescu. De n-ai fi fost poetul născut din floarea albastră să cer pe frunză verde un sunet grav de buciu, să aduni peste vârfuri din codri mare zbuciu cu inimi sătresate eroi legendari? De n-ai fi fost ecoul ce sună revedere în limbi freamăt de codru perechi de îndrăgostiți spre lacul plin de nufe cătând iubirea sfântă și noaptea liniștită chiar stelele în cer? De n-ai fi fost poete în miez de veac fierbinte, o ancoră în furtună, un glas plin de durere, să cânți de răzvrătire în doină a cajenire și focul din simțire în slove prin scrisori? De n-ai mai fi luceapă, nemuritor și rece, venind din ceruri înalte, românii pământeni? Desigur că ne-am pierdut prin secoli strălucirea și am rămâne veșnic doar epigonii olatici ce strigă neputința, învremelnica dorință și eternul de-aș avea. Mulțumim mult! Acum tot de la din Republica Moldova, din Ungheni, Ana Gorincioi, să ne cânte ceva. Să-mi spun un două.
care le-am trăit în satul meu natal și cred că satul nostru de dincolo de peste Prut nu este cu nimic mai frumos decât ca și satul dumneavoastră când trește aici de la dumneavoastră. Sătucul meu, bine te-am găsit. Aud pe uliți cântece de ori, cu lacrimi în ochi, cu suflet blând, mă apropii cuprinsă de fiul. Sătucul meu, te-ai ști tu oare ce dor mi-a fost să pășesc pe cărare, unde atunci când eram mici, ne pișcau pe degete furnici. Sătucul meu cu oameni buni, cu falnicii copaci de plumb, cu cireșii la portiță, le savuram când eram fetiță. Sătucul meu cu basme și povești, când noi eram micuți, îți amintești? Câte căpșuni furam de la vecini și le strângeam că nu încăpeau în mâini. Sătucul meu, rămân mereu considerat, pe întinsul și imensul plai, cu drag voi reveni de atâtea ori, aici văd lumea în culori. Unde aș fi, te voi păstra în suflet, te voi vedea în fiecare răsărit de soare, te îmbrățișez cu drag și dor, cu tine mai simt al dragostei fior. Să mă aștepți, te rog, că voi veni să savurez din roa dimineții, iar speranța, Doamne, nu mi-o risipi, aș vrea să mai revin la prima scară a vieții. De Viorica Maturic. Viitor. Și dacă am scris aceste versuri despre sat, eu sunt sigură că fiecare dintre dumneavoastră, doamnele, ați avut un bătișor cândva undeva acolo în sat, unde i-ați portat prima picătură de dragoste și am venit și noi împreună cu doamna Ana, cu o melodie, zic bani cu plăină. Păi și dragi de legiuni, de fapt, cum am referit.
binecuvânta faptul să ne facă o cărare spre acest sat minunat, cu oameni frumoși, care am întâlnit astăzi și am făcut cunoștință cu foarte multe persoane, care umple sufletul de bucurie. Și satul Hândrici, cred că nu este ultima dată de să împășim. Da, cu siguranță. Da, ne facem, în 76, în 2017. Am o poezie, chiar și dacă nu am știut că va fi în incinta bisericii, dar este despre drumul sau cărarea unde ne duce Dumnezeu. Pe unde își face Dumnezeu cărare, răsar doar flori și binecuvântări, lumina s-a pătrund din depărtare și sufletul îl umple de visări. În zori de zi, când razele coboară, cu pași de vin pe albastru cer senin, el lasă în inimă plântă primăvară și în inimă crește al iubirii crin. Prin văi adânci și piscuri înalte, pe unde calcă bunul Dumnezeu, răsar minuni de stele picurate și curge pace în inima celui rău. În fiecare floare e o poveste de har și dor, de al îngerilor cor, cu șoapte blânde dragostea ne umple și ne îmbrățișează ca un nor. Acum unde el își face cale, din pietre piele, drum de vis croiește și în adâncimea inimii tale speranța renaște și florește. Pe calea lui cresc flori de bunătate și ruși de mulțumire se înalță lin. Prin fiecare pas, o nemurire, se naștem noi prin Sfântul Său alin. Pe unde își face Dumnezeu cărare, răsar doar flori și binecuvântări. Și viețile ne sunt pline de culoare, purtându-ne spre tainice chemări. Această sărbătoare nemaipomenită, să vă dea Domnul sănătate, binecuvântare, credință, putere și să ne vedem în anul 77, 2077, să primim cetățenia Thank you.
Dumitru Șerban, realizator emisiuni Radio TV. Și este în sală. Este. Câteva cuvinte. Felicitări pentru așa ispravă, pentru eveniment, pentru acest frumos lăcaș. Am fost plăcut, impresionat de sculpturile pe care le aveți, de pictura aceasta frumoasă. Vreau să stau de vorbă cu părintele, să-mi povestească despre culisele a tot ceea ce se întâmplă aici, pentru că îmi dau seama, nu e ușor și încă mai e treabă. Felicitări și fraților noștri de peste Prut, Prutule apă rănită, Prutule apă durută, cine ni te-a pus otar, cine te-a făcut amar, nu-i născut de bună seamă, din durerile de mamă, o poezie de pe Mordul Botoșan, pe la Păltinișul Daravani. Felicitări și eu vă aștept să fiți alături de aparatul de radio. Iar ora mare de dimineață și până seara se întinde la pârâu.
În via noastră sărcii despletite, se țin de mână prinse în pază de alt sfalsat în plină mult pe mal de râu. În satul nostru, mai doi nesbătrânii ce-au fost copii și alergau cu bucurie și desculți pe uliță alt dat. În glia noastră, dampătul de clopot se zbate în prag de seară și în desișul codului se pierde întristat. Ca să nu știu eu. Domnul Dănuț Frunză. Artistică, literară și de suflet care s-a realizat odată în comuna noastră. Vă feliciți, domnule Tăciu. Și sunt mândru că sunt contemporan și consătean cu noastră. Mi-ar dori să repetăm evenimente ca acestea, poate le diversificăm și pe teme istorice, poate reușim să deschidem și un șantier arheologic, să dăm dovadă că suntem o civilizație puternică și că suntem continuatorii unui civilizație de 7000 de ani. Să mărim acest grup de suflet care să pună temelii și să descopere izvoare istorice. Vă mulțumesc! Domnul Miluță, Adi Culăiese, câteva cuvinte despre Eminescu. Înainte de asta, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și cu sufletul deschis ați primit această grupare dedicată tradițiilor locale în Reșteni. Trecem la cel de-al doilea, cea de-a doua parte a întâlnirii noastre, dedicată poetului național Mihai Eminescu. Știm că astăzi, întregul neam românesc comemorează împlinirea 135 de ani de la plecarea la ceruri a lui Mihai Eminescu. Cel care, ca nimeni altul, a iubit cu ardoare ființa neamului românesc, cel care a trăit, a simțit și a făcut cunoscut jertfelnicia neamului românesc pentru a-și apărea identitatea națională, valorile sale sacre, cel care încă din adolescență și-a făcut cunoscut și-a dezvăluit, și-a făcut cunoscut gândurile sale de iubire, de dragoste pentru țară, în acea poezie simbol, ce-ți doresc eu ție, dulce România, țara mea de glorie, țara mea de dor, la trescutus mare, mare viitor. Frațele, așa, înarvate cu arme de tărie, la trecutus mare, mare viitor. Problema este că astăzi noi am reușit, credem, să ne umplem sufletul cu Eminescu, să ne umplem sufletul cu tot ceea ce ne-a îndemnat să pășim în viața noastră, cu tot ceea ce este sfânt pentru neamul românesc și pentru noi, cei care vrem să dăinuim pe acest meleag mușatin, binecuvântarea Dumnezeu. Credem că, în clipa de față, se cuvine, fiind o oră destul de înaintată, să rugăm și împreună cu Părintele Dan Turcu, să rostim o rugăciune de pomenire a poetului național Mihai Eminescu și să ne încărcăm, cum spuneam, sufletul cu Mihai Eminescu, care este nemuritor și care trebuie, și care așa trebuie să rămână nemuritor pentru noi și pentru cei ce ne urmează. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți prezenți aici la acest
eveniment de suflet, pentru că Îndreștiul are, zicem noi, 7.000 de ani și facem dovada și vă invit și să vedeți și artefactele în muzeu. Și totodată spun că este doar un început. Până acum nu ne-am băgat decât în șantiere, în betoane, dar de fapt misiunea noastră este aceasta, spirituală în totalitate. Am fost nevoiți să ne băgăm în șantiere, Domnul Dănuț, dar acum ne băgăm și în lucrurile de suflet, să vedem, poate reușim să ajutăm și pe cei care sunt sărmani trupește, dar vrem mai ales să ajutăm pe cei care sunt sărmani sufletește. Ne rugăm pentru poet. Am făcut-o și astăzi de dimineață, pentru că am obiceiul ca în fiecare sâmbătă dimineața, singur sau însoțit, să vă rog pentru toți din neamul Îndreștean, pomenindu-mi totodată și prietenii care i-am avut și pe cei pe care, prin natura funcției, i-am condus pe drumul veșniciei și nu-i uit. Mă voi întâlni cu ei și vreau să fiu primit și văzut cu bucurie când ne vom întâlni dincolo în Împărăția lui Dumnezeu, dar vreau să știți că Împărăția lui Dumnezeu începe de aici. Acolo doar se continuă. Cine nu face parte din Împărăția lui Dumnezeu aici, pe Pământ, să nu tragă nădejde de șarte. Vă mulțumesc tuturor, în primul rând, dumneavoastră, ca și coordonator al acestui proiect, domnul Constantin. Mulțumesc celor care nu-și pierd timpul pe prea multă sticlă a zilelor noastre, dedicându-se în continuare Condeiului și Hârtiei Imaculate. Și, în primul rând, îi mulțumim celui care a iubit atât de mult neamul românesc, că țara nu putem spune că era cam mică la vremea aceea, dar au grijă strămoșii să o întregească și probabil că cu ajutorul Dumnezeu o să facem noi să o întregim definitiv, sau dacă nu noi, urmașii noștri, dar trebuie făcută și treaba asta. Și foarte important, pe cel care a iubit ca pe o mamă biserica. Facem o rugăciune pentru marele nostru poet care a plecat pe drumul veșniciei într-o zi de 15 iunie. Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletul amărnitului robului Tău, văzindu-L pe dânsul, pentru viața Ta cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o dihna Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletul adormitului locului Tău, că însuțești, iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tău, Dumnezeu, care te-ai pogorât la ea și ai dezlegat durerile celor ferecat. Însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, care Doamne, milă-i!
sufletului amănitului robului tău, Mihai, cu tot neamul său cel adormit, ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și orice greșeală sfârșită cu lucrul, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată-L pe dânsul Dumnezeu să-L ierte. Că numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului Domnului Tău, Mihai, Hristos, Dumnezeul nostru, iar noi, Mărire, să înălțăm împreună și Părintele Tău, cel fără de început și preasfântului și bunului și de viață Răgătorului Tău, Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Dacă noi încă nu suntem total pregătiți pentru ceea ce urmează,
Dacă vă gândim în cele pe care noi deja le avem, cu mare bucurie.